Indiferent de stilul de viață, chiar vegetarienii ar trebui când și când să facă o cură de detoxifiere. Există microcure, de exemplu, putem să facem o dată pe săptămână, o zi, care poate să coincidă sau nu cu acel post, da, de luni, miercuri, vineri, și își aleagă fiecare o zi pe săptămână în care să încercăm să eliminăm proteina animală, grăsimea animală, să mâncăm salate, deci cât mai multe crudități, salate, fructe, sucuri naturale, ceaiuri, și organismul o să reziste, nu e nicio problemă. Dar zic că ne putem detoxifia cu ajutorul naturii. Cu ajutorul naturii, deci de fapt aceste cure de detoxifiere nu fac decât să stimuleze capacitățile proprii ale organismului de apărare și de detoxifiere. Acum, după perioada de sărbători, toată lumea se simte nu numai cu câteva kilograme în plus, ci și puțin mai obosită, mai apatică, și asta intră deja în semnele de intoxicare. Da? Când avem starea asta de oboseală permanentă, astenie, cu somnolență diurnă și insomnii nocturne, cu de multe ori balonări, constipații, chiar tenul poate să aibă un aspect mai puțin luminos, ne apară tot felul de alergii. Deci sunt multe semne care trebuie să ne atragă, să ne pună un semn de întrebare și să ne dăm seama că ceva nu este în regulă.